de proximitate au căpătat noi atribuțiuni și mă refer aici la cele de cercetare penală a unor fapte care se cercetează la plângerea prealabilă, dar cele mai mari modificări, schimbări, au avut loc în mediul rural prin înființarea secțiilor de poliție. S-a făcut o analiză în decursul timpului și s-a ajuns la concluzia că în mediul rural trebuie eficientizată activitatea prin dezvoltarea patrulării intercomunale, prin soluționarea cu celeritate a dosarelor penale și, nu în ultimul rând, s-a avut în vedere și reducerea cheltuielilor. La momentul acesta, în județul Giurgiu s-au înființat 8 secții de poliție. 5 secții sunt arondate poliției municipiului Giurgiu, 2 poliției Bulentin Vale și una poliției Mihăilești. Fiecare secție este condusă de... are la comandă un ofițer. În structura ei există, de asemenea, polițiști care se ocupă de investigații criminale, dar cei mai mulți vor desfășura activitățile de patrulare intercomunală. În ceea ce privește avantajele și dezavantajele, o să tragem o concluzie după 2-3 luni, să putem să facem o evaluare, ca să putem să venim cu măsuri noi care să ducă la îmbunătățirea serviciului polițienesc în mediul rural. Nu avem probleme la momentul acesta în ceea ce privește spațiile și este un lucru foarte, foarte important. Majoritatea secțiilor vor funcționa în posturile de poliție din localitățile unde este secția și dau un exemplu aici, Ghimpați, Prundu, Călugăreni, Roata, Florești, Stoienești. Altele vor funcționa la polițiile orășenești și dau exemplu Giurgiu, secția Giurgiu, care are în arondare 11 comune, secția Mihăilești, care are în arondare 6 comune. Spațiile sunt corespunzătoare. De fapt, cea mai mare parte din polițiștii care vor lucra la secții și care lucrează la secții, de fapt, își vor desfășura activitatea în teren. La posturile de poliție lucrează un polițist. În general, avem la posturi fostul șef de post, dar nu mai este șef de post. Are atribuții în special pe linie de proximitate și cercetează fapte pentru care este nevoie de plângere prealabilă. Am constituit itinerarii de patrulare. Ne-am luat în calcul o creștere a timpului de reacție la evenimentele sesizate prin ZNAV 112 și probabil vom interveni aici în sensul de a mări numărul de patrule în măsura în care vom putea, vom avea și resursă umană și logistică. Dar cu siguranță, în cazul unor evenimente majore care vor avea se vor produce, viteza de reacție, intervenția polițistului va fi mult mai rapidă. Și ce este bine, că nu vor mai fi cazuri când la un eveniment sesizat va interveni un singur polițist, evitând astfel ultrajele.